O nouă tragedie era cât pe ce să aibă loc în zona Lacul Morii din capitală. O femeie a fost atacată de doi câini de luptă în timp ce se plimba pe malul lacului. De frică să nu fie sfâșiată, aceasta a sărit peste un dic. Gestul avea să-i salveze viața. Proprietarul animalelor susține că acestea au fugit din curte. La nicio lună de când Ana Oros a fost sfâșiată de câini pe Lacul Morii, în timp ce făcea jogging, o altă femeie era la un pas să aibă aceeași soartă. Femeia își plimba cățelul pe digul de pe Lacul Morii, când la un moment dat a văzut că spre ea se îndreaptă doi câini mari să o atace. De frică, aceasta decide să sară digul spre lac și, dacă se poate, să înoate prin lac spre un loc mai sigur. Numai că cei doi câini au sărit și ei după ea, iar femeia a decis că cel mai bine și modul în care poate să se salveze este să vină înapoi pe dig. Într-adevăr, aceasta a fost salvarea ei, pentru că cei doi câini Cane Corso nu au mai putut sări înapoi. Câinii erau rasa Cane Corso, ar fi scăpat din curtea proprietarului. La data de 14 februarie, ASPA a fost sesizată cu privire la prezența a doi câini din rase periculoase, doi câini Cane Corso, care erau pe digul Lacul Morii, în urma, după ce atacaseră o persoană cu cățelul ei. Am trimis echipajele la locul indicat. ASPA a capturat în siguranță cei doi câini Cane Corso în prezența secției 20 Poliție, Jandarmeriei și Poliție Locale Sector 6. Și imediat după capturare, angajații ASPA au verificat câinii cu ajutorul cititorului de microchip. Au verificat să vadă dacă sunt microchipați și înregistrați în REX. După incidentul cu Ana, m-am deplasat în teren. Erau locuitori din zonă foarte revoltați și în prezența mea au arătat către poliție faptul că există niște câini care din când în când ies în libertate și se plimbă. Probabil era vorba și despre acești câini. Au arătat poze polițiștilor locali, existența acolo, polițiștilor din Poliția Națională și au spus că au făcut sesizări. Problema câinilor periculoși cu proprietari care ies din curți și atacă oameni este una veche în zonă. De data asta am avut o bâlbâială și din partea ASPA și din partea poliției. Ultimele date ne arată că ASPA de fapt trebuia să ducă acei câini în adăposturi pentru ca poliția să facă o cercetare. Faptul că a fost schimbat personalul ASPA într-un timp foarte scurt și nu a apucat să învețe ce e de făcut și procedurile legale, nu schimbă foarte mult situația. De la câine era o cățea, de fapt, Cane Corso era microchipat, există și un număr de microchip și un document oficial din 2018 chiar, dar nu au funcționat. În evidență există într-adevăr faptul că proprietarul avea doi câini microchipați, numai că unul dintre ei a murit, nu a fost declarat și n-a locuit cu altul care a atacat-o pe femeie. Este pur și simplu inadmisibil că mai există în curți câini nemicrocipați. Proprietarul a primit o amendă de 2000 de lei pentru că a lăsat câinii în libertate și nu a prevenit atacul și 1500 de lei pentru că nu și-a microcipat unul din câini.